La Galați, prima tranșă de testări a fost epuizată încă din primele 3 zile de la debutul campaniei, ceea ce arată că galățenii se preocupă de sănătatea lor. Alte teste urmează să sosească în cursul zilei de astăzi. Cred că ar fi cel mai bine. Sănătatea e pe primul plan pentru toată lumea și cred că toată lumea ar trebui să acorde cât mai mult sănătății personale și apoi pe locul 2 alte lucruri. Bună! Bună! Da, da, dacă voi fi întrebat, solicitat, normal. Automat, normal. Ales că acestea sunt gratuite, înțeleg că vă veți prezenta. Dar nu contează, indiferent că e pe bani sau... Deci nu contează. O să facem acest test că e necesar pentru sănătatea noastră, în primul rând. Trebuie să răspundem solicitarilor, pentru că este în binele nostru. Să facă ceva în sistemul sanitar, pentru că s-au întâmplat atâtea. Campania de testare a fost lansată la sfârșitul lunii ianuarie de Alianța Pacienților Cronici din România și Institutul Național de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Balș. De atunci și până în prezent, peste 7.000 de români din întreaga țară au beneficiat de testare gratuită pentru depistarea infecției cu virusul hepatitei C. Este foarte important pentru că avem o prevalență pe hepatita C de peste 3%, de peste 3,25%. Sunt foarte multe persoane care încă nu s-au depistat, care nu știu că au această boală și este foarte greu să-și dea seama că, că suferă de o formă de hepatită și vorbind de hepatita C, e foarte greu să-și dea seama că suferă de hepatită cronică virală C dacă nu s-au testat. Da. Pentru că această boală este silențioasă, virusul acționează fără a da prea multe semne și de multe ori când dă un semn este prea târziu sau este foarte târziu când orice intervenție este mult mai costisitoare și mai puțin eficientă decât dacă boala ar fi fost descoperită într-un stadiu incipient. Este de asemenea un prim pas. Medicii sunt de părere că inițiativa este una nu doar bună, ci și necesară, deoarece hepatita C este o boală transmisibilă, dar cu măsurile corecte de prevenție, această transmitere poate fi evitată. Însă, cronicizată este mult mai greu de tratat, iar în România durează până la 2 ani ca statul să aprobe medicația unui bolnav. Eu militez pentru depistarea anticorpilor și pentru adresarea către medic în cazul în care acești anticorpi sunt pozitivi, pentru că alternativa este fie ciroza, fie cancerul hepatic. Hepatita acută cu virusul C nu se vindecă decât într-o proporție de 15% din cazuri. Virusul hepatitei C poate fi transmis prin transfuzii, instrumentar medical nesterilizat corespunzător, folosirea în comun de seringi de către utilizatorii de droguri, hemodializă, tatuaje, piercing și utilizarea în comun a obiectelor de igienă personală, precum periuțe de dinți, aparate de ras, forfecuțe, unghiere ce pot avea pe suprafața lor, urme de sânge care nu sunt vizibile cu ochiul liber.